Tinerețea lui Pierrot, de Alexandre Dumas, fragmente partea a doua. Botezul lui Pierrot. Scena pe care am povestit-o îi răvășise până într-atât mințile regelui, încât de-abia întors la palat, își îmbrăcă zalele, cam ruginite de la ultimul război, și începu să se bată în duel, folosind când vârful, când tăișul spadei, cu un manechin în costum oriental ce-l închipuia pe prințul Azor. Îl spintecase de peste 100 de ori cu sabia, când îi încolți deodată în minte o idee: să-l cheme la el pe seniorul Bambolino, primarul orașului, ca să afle ce se întâmplase cu norodul său. După cercetări din ce în ce mai amănunțite la locuința acestuia, șupân Bambolino fu găsit într-un târziu sub o grămadă de paie, în fundul unui pod, fără nimic altceva care să-i acopere goliciunea decât o cămașă, și aceea atât de scurtă că era mai mare jalea să o privești. De teamă să nu fie mâncat, bietul om își pusese la gât o zgardă enormă de piele, ghintuită cu piroane ascuțite de cele ce poartă câinii ciobănești când păzesc turmele de oi, ca să-i țină la respect pe jupânii lupi. Adus în fața tronului regesc, povesti cu mare greutate, atât de rău îi clănțeneau dinții, întâmplarea cu Dihania și groaznicele ei mârșăvi. Zvonul pricinui la curte o zăpăceală fără seamăn. Totul era cu josul în sus, dar regele, căruia îi venise gustul să se războiască, hotărâ pe dată să plece în urmărire, cu toate mustrările lui senior Renardino, care susținea că e mai bine să se aleagă calea diplomatică și să îi se jertfească matahalei, zi de zi, numărul de supuși socotit de trebuință pentru a-i potoli nesățioasa poftă. Minunat, răspunse regele, dar gândește-te bine, senior Renardino, că în calitatea dumitale de mare dregător dumneata ai fi însărcinat cu negocierile. Excelența sa se gândi bine și nu mai stărui. Regele porni deci, fără întârziere, în expediție, în fruntea întregii sale curți și sub escorta unui mare număr de străji, câte s-au putut aduna în pripă. Floare de migdal, căreia îi plăcea vânătoarea la nebunie, se alăturase alaiului, făcând să tropăie cu multă grație un admăsar alb de luptă, care se desfăta din plin să scoată scântei din toate cele patru copite, fericit și mândru că poartă o prințesă atât de frumoasă. Cât despre regină, a cărei lipsă nu fusese observată nici până atunci din cauza gravității împrejurărilor, ea dormea în litiera ei, în plină stradă. Alaiul înainta de câteva ore în pasul cailor, fără să întâlnească nici țipenie de om, când deodată o biată bătrână în zdrențe ieși ca prin farmec din tufele de mărăcini care mărgineau drumul. Ieși înaintea regelui, sprijinită pe un toiag alb, și întinzând mâna, îi spuse cu glas tremurător: fie-ți milă, mărite domn, ajută-mă, rogu-te, căci mor de foame și de frig. Înapoi, vrăjitoare bătrână care cerșești la drumul mare, țipă la ea senior Renardino, înapoi, că de nu temnița te mănâncă. Dar bătrâna avea o înfățișare atât de necăjită că regele, înduioșat, îi aruncă o pungă plină cu galbeni. La rândul ei, floare de migdal strecură în mâna bătrânei, fără a fi văzută, un prețios șirac de mărgăritare pe care îl desprinsese de la gât. Ia asta, mătușico, îi șoptia, și vină mâine la mine la palat. Dar de-abia rostise aceste cuvinte că bătrâna cerșetoare se făcu nevăzută și, lucru ciudat, regele își regăsi punga plină cu aur, iar șiragul de mărgăritar scânteia și mai frumos la gâtul floarei de migdal. Numai senior Renardino degeaba se scotocea din cap până în picioare, căci nu-și mai găsea punga, deși era sigur că și-o luase cu el. Mai merse ce merse ceata noastră și dădu peste un tânăr păstor care cânta liniștit din fluier, păzindu-și oile. Sărmanele dobitoace cu greu mai găseau sub zăpadă câteva fire de iarbă ca să le rumege. Hei, prietene, hei, strigă regele, poți să ne spui în ce parte se află Ligioana Fioroasă după care am pornit la vânat? Sire, răspunse păstorul închinându-se cuvincios în fața regelui cu o ușurință în mișcări cum nu te-ai fi așteptat din partea unui băiat de condiție atât de modestă. Măria ta a fost înșelat ca mulți alții. Animalul de care vi s-a vorbit nu e deloc o ligioană fioroasă. E un copilaș nevinovat, pe legea mea. Un pădurar l-a găsit ieri în codrul ce-l vedeți colo, departe, peste tufărișurile acelea. Apoi începu să-i zugrăvească regelui înfățișarea omulețului, albeața pielii lui, care era mai albă decât tot ce e alb pe lume, în atâtea cuvinte că regelui, mare iubitor al științelor naturii, îi veni pe loc gândul să păstreze micul fenomen într-un borcan cu spirt.
Am fi curioși, floare de migdal, și cu mine, urmă el cu vorbe dibace, să vedem o ființă atât de minunată. N-ai vrea tu, prietene, să ne fii călăuză? Sunt la porunca măriei tale, răspunse tânărul păstor, care, numai la numele floarei de migdal, se făcuse roșu ca o cireașă. Caravana porni iar în marș sub conducerea tinerei călăuze și bine făcu, pentru că păstorul cunoștea atât de amănunțit cărările care scurtau drumul cu mai mult de jumătate, că într-un ceas ajunseră cu toții la coliba pădurarului. Regele coborâ de pe catâr și ciocăni la ușă. Cine e acolo?" întrebă un glășcior cristalin dinăuntru. Eu, regele!" La aceste cuvinte magice, ușa se deschise de la sine ca în faimoasa peștera lui Ali Baba și în prag apăru copilașul cu pălăria de fetru alb în mână. Voi v-ați fi simțit destul de stingheriți, dragi copii, aflându-vă așa față în față cu unul dintre craii cei mai de seamă ai vremii. Mulți dintre voi, îmi închipui, v-ați fi ghemuit repede într-un ungher, acoperindu-vă fața cu amândouă mâinile și poate depărtând un pic degetele ca să vedeți dacă regii arată la fel cu ceilalți oameni. Dar nu așa s-au petrecut lucrurile cu micuțul nostru. El înaintă cu o încântătoare grație în fața măriei sale, puse un genunchi la pământ și sărută smerit poala mantiei regelui. Știu nici eu să vă spun drept de unde învățase toate astea. Întorcându-se apoi spre floare de migdal, pe care o salută cât se poate de curtenitor, îi oferi mânuța lui albă ca să o ajute să coboare de pe armăsar. Pe urmă, fără să-i pese de senior Renardino, care aștepta din partea lui aceeași purtare smerită, băiețașul nostru pofti cu un gest grațios pe rege și pe prințesă să ia loc. Pădurarul și soția lui, care se așezaseră la cină cu două ceasuri mai devreme ca de obicei, amuțiră la vederea unor atât de înalte personaje, iar inima le bătea să le spargă pieptul. Oameni buni, vorbi regele, veți avea de toate și nu veți duce lipsă de nimic dacă vă învoiți să-mi faceți două hatâruri. Întâi să-mi încredințați pe acest băiețel pe care vreau să-l țin pe lângă mine și al doilea să-mi dați să gust din ciorba aceea care aburește așa de îmbietor, fiindcă am mers călare toată ziua și sunt mort de foame. Pădurarul și nevasta lui erau atât de buimăciți că nu găsiră un cuvânt să răspundă. Sire, spuse atunci omulețul, puteți hotărâ cu mine așa cum vă e placul, sunt în slujba măriei voastre și gata să vă urmez. Un singur lucru îndrăznesc să cer, să iau cu mine pe acești oameni buni la suflet și pe care iubesc ca un fiu adevărat. Cât despre ciorbă, luați cât poftiți. Ba chiar puteți să sper că, așa mic cum sunt, îmi veți face cinstea să mă primiți ca paharnic. Aprobat, zise regele, bătându-l prietenește peste obraz pe micuț, ești un băiat cu multă judecată și voi vedea mai târziu ce pot să fac din tine. Cu acestea, el și floare de migdal luară locul pădurarului și al nevestei sale, care nu pricepeau cum se făcea că regele venise de la atâta depărtare ca să mănânce sărmana lor fiertură. Masa a fost dintre cele mai vesele, bine dispus regele binevoi chiar să dea drumul la câteva vorbe de duh, la care micuțul a avut politețea să aplaude. După ce se ospătară, se pregătiră de plecare pentru ca alaiul să ajungă la palat înainte de căderea nopții. Pădurarul și cu nevasta lui, cărora regele voia să le dea cinstea cuvenită, au fost cocoțați cu mare greutate pe catârul lui senior Renardino și așezați înapoi a marelui dregător. Copilașul sări sprinte pe spinarea unui măgar bătrân pe care îl scosese din graj și care, văzând atâta lume, începu să zbiere din răsputeri de mulțumit ce era că se află într-o tovărășie atât de aleasă. Până și tânărul păstor își găsi un loc, de bine de rău, în dărătul marelui ofițer al gărzii regale. Porniră la drum în tăcere, deoarece toți băgaseră de seamă că regele era cufundat în cugetare adâncă. Într-adevăr, încerca să găsească un nume pentru omuleț și, ca de obicei, nu găsea nimic. Dar să lăsăm acum cavalcada să-și continue drumul ca să povestim un eveniment mărunt ce se petrecuse la palat în lipsa regelui. Slujitorii care o luaseră la sănătoasa când cu izbucnirea furioasă și ocările prințului Azor, chipzuiră apoi că senior Renardino și-ar face răutăcioasa plăcere să-i spânzure dacă ar afla cum dezertaseră de la datorie. Se întoarseră deci la litieră, o ridicară cu băgare de seamă și o transportară la palat. Acolo o așezară binișor pe regină, pe un pat învelit în brocard de aur și se retraseră în anticameră cu sufletul ușurat de o mare povară.
Trebuie să știți însă, dragi copii, că regina nutrea o mare dragoste pentru păsărele. Avea de toate felurile, de toate culorile și din toate țările. Când drăgălașele prizoniere zburătăceau într-o frumoasă colivie cu zăbrele de aur, încrucișându-și în joaca lor mândrețea penelor colorate, ai fi zis că zboară un roi de fluturi și de pietre prețioase. Și era un concert de ciripituri voioase, de gânguriri și triluri fermecătoare să-l înnebunească și pe un muzicant. Dar ce are să vă mire, cum m-am mirat și eu, e că favoritul reginei nu era nici albastrul Bengali, nici galbena pasăre paradis, nici vreo altă zburătoare de soi, ci unul dintre acei ștrengari vrăbioi de rând, mari hoțomani lacom de semințe, care trăiesc la țară pe socoteala oamenilor săraci. Deși regina era foarte bună cu el și ierta necuvințele de necrezut pe care și le îngăduia câteodată, nerecunoscătorul tânja totuși după libertate și adeseori bătea mânios cu ciocul în geamurile care îl țineau înrobit. În graba ei de a se alătura cortegiului regal de dimineață, regina uitase să închidă fereastra și țuști vrăbioiul nostru, profitând de minunatul prilej, își luase zborul în văzduh. A cui a fost întristarea? A reginei, în clipa când s-a trezit din somn, căci nu-și mai găsea micul favorit. Îl căută peste tot în iatac și, văzând fereastra deschisă, ghici ce se întâmplase. Alerga atunci în balcon și începu să-l cheme pe nume, cu cele mai dulci alintări pe fugarul nostru, care vă asigur se feri să-i răspundă. Trecuse vreun ceas de când îl striga pe dragul ei Pierrot, căci așa se numește în franceză vrăbioiul. Deodată ușile se deschiseră zgomotos și regele pătrunse în cameră. Pierrot! Pierrot! Strigă el, săltând de bucurie. Iată tocmai ce căutam! Vai, l-am pierdut! Răspunse mâhnită regina, care tot se mai gândea la vrăbioiul ei. Dimpotrivă, tu l-ai găsit! Îi întoarse vorba regele. Regina înălță din umeri, închipuindu-și că și-a pierdut mințile. Și iată, dragi copii, cum a fost botezat eroul nostru cu numele de Pierrot. Sfârșitul părții a doua.